Astăzi vă arăt cum fac eu sare aromată. Vă propun 3 arome, cu lămâie, cu bazilică și cu portocală și ardei iute. Pentru sarea cu lămâi, tăiați partea galbenă de la coaja unei lămâi. Puneți într-un blender mic și adăugați 3 linguri de sare grunjoasă. Adăugați zeama de la maxim jumătate de lămâie și mixați. Decantați pe o farfurie ca să se usuce. Pentru sarea cu bazilică, adăugați o mână de frunze de bazilică în mixer, mărunțiți, apoi adăugați 3 linguri de sare grunjoasă. Eu am folosit sare de Himalaya. Mixați din nou, apoi decantați. Pentru sarea cu portocală și ardei iute, tăiați coaja portocalie de la o portocală și un ardei iute. Dacă vreți ca sarea să fie mai puțin iute, atunci nu lăsați și semințe. Puneți coaja de portocală și ardeiul în mixer, mărunțiți, apoi adăugați 3 linguri de sare. Mixați, apoi decantați. Pentru a usca sarea, lăsați-o la un loc cald câteva ore. Asigurați-vă că este bine uscată înainte de a o pune în râșnițe. Dacă doriți un plus de aromă, culoare și savoare pe masa voastră, aceasta este o metodă ieftină și rapidă pentru a avea propriul vostru condiment. O puteți, bineînțeles, face și cu alte ingrediente. Aștept să-mi spuneți! Voi cu ce ierburi sau arome vă gândiți să o faceți?